Bărbatul, de 54 de ani, a fost internat timp de 5 zile în luna octombrie la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. El avea probleme cardiace grave, dar a ajuns la spital cu tuse, greață, durere lombară, transpirații și oboseală. Timp de 2 zile a fost internat în secția de terapie intensivă, apoi a fost transferat la cardiologie. Familia acuză că nu i s-au făcut analize pentru a-i se stabili diagnosticul. Asistența nu i-a recoltat, spune dânsa că nu a avut eprobetă pentru că medicul nu i-a adus, că era de datoria dânsei să-i aducă și a constatat dânsa că la momentul respectiv nu este un caz atât de grav. Pe noi ne interesează demersul ăsta de pe 14 până pe 16 când el a fost deja în stop cardiorespirator. Nu a fost vizitat de niciun medic. În aceste zile, eu tot îi spuneam să se ducă către medici, la care un medic rezident vine și îi spune că nu are ce să-i facă până luni. Starea bărbatului s-a înrăutățit. Una dintre fiicele sale a discutat cu el ultima dată pe 16 octombrie. Tatăl i-a spus că îl doare foarte tare capul și nu mai poate să vorbească. În zilele următoare a făcut 2 stopuri cardiorespiratorii, iar pe 18 octombrie a murit. Familia a depus plângere atât la poliție cât și la Colegiul Medicilor și DSP. Și spitalul a început o anchetă. Sunt probleme cu tubetele, feșele? Există discontinuități în achiziția lor. Nu s-a terminat ancheta, analiza noastră. Singura informație pe care pot să vă dau, la momentul respectiv erau eprobete pentru recoltarea de probe biologice. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Familia a declarat că în urma necropsiei făcută de IML s-a stabilit că bărbatul avea pneumonie severă și meningită.